Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. N-am lucrat suficient nici în acest CSM la o comunicare cu colegii și pandemia de anul trecut nu ne-a ajutat prea mult, dar vă asigur că luăm pulsul instanțelor. Poate dacă vom vorbi despre posibile reforme ale CSM-ului, o reformă ar trebui să fie să avem atribuții mai puține. Cred că nu toate atribuțiile pe care le avem acum, inclusiv cu scheme de grefier și așa mai departe, ar trebui să vină direct la secțiile Consiliului, fiindcă ar putea fi atribuite unor alte instituții, unui Consiliu al Președinților de Curți sau chiar Președinților de Curți în mod direct. Trebuie prelungită școala până în 30 iunie, nu ar afecta substanțial nici turismul. Poate că ar trebui să înceapă școala în 1 septembrie ca învățământ remedial, astfel încât, practic, la și o vacanță de 2 luni de zile pentru elevi, dar în același timp, ceea ce este esențial pentru ei este recuperarea acestei materii, trebuie să facem diferență între ce ne place și ce ne folosește. Ne folosește să recuperăm materia pierdută, chiar dacă nu neapărat ne place, dar este foarte important. Cadrul legislativ foarte prost în România. Deci nu doar că nu reușim să ne protejăm pădurile pe care le avem deja, dar nu reușim deloc să plantăm pădure nouă. Că de fapt asta este problema. Și apoi o să vină, domne, Romsilva dă vina pe Anif, Anif dă vina pe Romsilva, primăriile pe județe și așa mai departe. Este un dezastru acolo din punct de vedere legislativ. Și atunci punem bani, anunț, 1 miliard de euro pentru păduri, pentru împădurire. Da? Dar degeaba punem 1 miliard de euro dacă nu se vor putea face. Că și până acum au fost niște fonduri europene mult mai mici pe partea de dezvoltare rurală. A fost o linie de finanțare pentru plantarea de păduri. Nu au fost folosiți banii. Proiectele pe care le vom înainta, și asta e un alt element important, trebuie să aibă un impact pozitiv pe zona de mediu și de schimbări climatice și, în egală măsură, trebuie să contribuie la digitalizare, apropo de reformă. Pentru că noi avem această apucătură rămasă din vremurile, să le zicem, istorice, sebighițe, gen și așa, cu instituții care, în funcție de un lobby sau altul, au cumpărat softuri interne care nu se leagă nimic cu nimic. Fiecare cu softul lui, cu baza lui de date și atunci cetățeanul săracul, că de fapt asta e problema, una dintre obiectivele din programul nostru, tot așa foarte concret, trebuie să se ducă la fiecare ghișeu, să ia o hârtie, să o ducă la ghișeul instituției de alături. Miza pe care și obiectivul pe partea asta de digitalizare și colegul meu Ciprian Teleman tocmai construiește acest minister, este să nu mai finanțăm niciun soft al unei instituții care nu este interconectat cu celelalte baze de date, tocmai în ideea ca cetățeanul, dacă statul are o dată a lui deja depusă și a plătit impozitul și a făcut o succesiune și a înregistrat o mașină sau după caz, cetățeanul să nu mai trebuiască să ia el adeverințe și avize și ștampile cu timbru sec și să le ducă dintr-o parte în alta. Asta e de fapt birocrația reală de care trebuie să scăpăm. Nimeni nu se îndoiește de faptul că Lukashenko este un executant al ordinelor lui Putin sau măcar un cu binecuvântarea lui Vladimir Putin. Acționează cu binecuvântarea lui Vladimir Putin. Da, speră ca gestica vestului, a Occidentului în ceea ce privește Belarusul, într-o formă sau alta să fie filtrată din perspectiva relației Europa Federația Rusă. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.